campioană, o echipă foarte bună din campionatul nostru. Ne vor aștepta 3 meciuri foarte grele, după cum au spus și colegii mei, niciun meci, niciunul nu înseamnă cu celălalt, dar părerea mea e că plecăm cu șanse 50-50 pentru accederea în 1-3 din acest play-off. Important e să facem un meci cât mai bun acasă și chiar dacă nu vom câștiga ceea ce sper, Doamne ferește, să nu se întâmple, să nu plecăm cu capul jos la Bacău, să avem încredere în noi că putem întoarce rezultat. Ideal ar fi, cum a zis Asu, să câștigăm primele două meciuri, să avem timp mai mult de recuperare. Ar fi o performanță, clasarea în primele 3 locuri? Da, părerea mea e că ar fi o performanță. Locul 4 ar fi o performanță? Duce în Europa, da, așa, așa în Europa, orice cupă europeană deja este o performanță, dar o medalie parcă sună mai frumos pe cupa europeană. La anul se anunță un proiect puternic la Energia, se anunță transferuri tari. Da, tu știi ceva? Nu, ce am auzit de la domnul profesor, de la domnul președinte, vor să facă câteva transferuri, să avem un obiectiv mai îndrăsneț anul viitor. Acum vom vedea ce va veni la vară, ce băieți vor rămâne, cu cine plecăm la drum, cum se spune. Locurile 1, 2, 3 minim ar fi 3, așa, obiectivul pentru sezonul viitor. Vom vedea ce transferuri vor fi și atunci vor stabili conducerea cu staful tehnic, ei vor stabili obiectivele împreună și cu noi, vom vedea. Până atunci mai este, avem aceste 3 meciuri și suntem concentrați pe ele. Mulțumim! Noi?